Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Lucruri de care ai nevoie în pustie. I-a povățuit ca pe o turmă în pustie. Psalmul 78, versetul 52. Charles Fuller, unul dintre primii învățători ai Bibliei pe unde radio, își începea emisiunea zilnică mereu cu același imn, în care se spunea: Domnul cunoaște drumul prin pustie, eu nu trebuie decât să-L urmez. Pentru a duce poporul din Egipt în Canaan, Dumnezeu l-a condus prin pustie și, spiritual vorbind, și tu va trebui să treci pe acolo. Poți avea o experiență a pustiului oriunde, la căpătâiul unui sicriu, în salonul bolnavilor de cancer, pe culoarele tribunalului, la rând la șomaj sau zbătându-te să nu-ți pierzi casa. Pustia însă, deșertul, poate fi și un loc al minunilor. Așadar, în aceste zile vom arunca o privire asupra lucrurilor de care ai nevoie ca să supraviețuiești în pustie. Un prim asemenea lucru ar fi călăuzirea. Fără ea, ajungi să te învârți în cerc. Să remarcăm cum a condus Dumnezeu poporul Israel. Citesc din Exod, capitolul 13, de la versetul 21. Mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Am încheiat citatul. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: când stâlpul se mișcă, și voi să vă mișcați. Când stâlpul se oprește, și voi să vă opriți. Dar ce faci noaptea când e întuneric beznă? Nu există lumânări sau lămpi cu petrol și riști să-ți împarți patul cu un scorpion sau să calci pe un șarpe în drum spre toaletă? Dumnezeu i-a protejat. Pustia nu este un teritoriu străin pentru el. Psalmistul, în Psalmul 119, versetul 105, spunea: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. În fiecare întâmplare, stare sau împrejurare neprevăzută cu care te confrunți, Biblia te poate călăuzi. Ea te va ocroti și te va ține în siguranță. Deci, nu te mai îngrijora și începe să o citești în fiecare zi. Din ea capeți călăuzire, un lucru de care ai nevoie în pustia vieții.